În acest weekend, iubitorii de sport au avut parte de o experiență deosebită. Antrenorii de fitness Adina și Alexandru Ivașcu au profitat de vremea de afară și au organizat o zi de antrenament în aer liber pe clisura Dunării. Adina și Alexandru Ivașcu sunt antrenori de fitness în Drobeta, Turnu Severin. În acest weekend călduros, aceștia au continuat zile de antrenament din sala de sport în aer liber. Ca locație au ales clisura Dunării, una din cele mai frumoase zone ale Mehedințului. Văzând vremea, eu știu, prognoza meteo, am văzut că pe weekend vremea este frumoasă și m-am gândit să facem o altfel de ieșire sau, eu știu, să îmbinăm utilul cu plăcutul până la urmă. Și m-am gândit în a organiza un eveniment pe clisură, avem o zonă frumoasă, trebuie exploatată la maxim și atunci m-am gândit că de ce nu să facem un astfel de eveniment, sport în aer liber, pe un ponton, într-o zonă superbă, la o pensiune superbă și astfel că, uite, ne ajungi ieri acolo, evenimentul a ieșit foarte bine, poate mult mai bine decât așteptările noastre. Am fost o gașcă de nebuni frumoși, iubitori ai sportului și vremea a ținut cu noi, așa că am avut totul la dispoziție. Voia bună a fost la noi acasă, condiție fizică avem din sală. Impresiile celor care au participat sunt dintre cele mai pozitive. Oamenii s-au simțit bine, iar combinația dintre peisaj și atmosfera a fost una deosebită. Lumea s-a simțit foarte bine. Vă dați seama, dimineața, soare, apă, aer curat. Ce putea fi mai frumos decât toate condițiile pentru a face mișcare. Clienților și celor care au participat le-a plăcut așa de mult încât, dacă ar fi după ei și weekendul celălalt, dacă ar fi vreme frumoasă, am merge să mai facem încă o dată mișcare în aer liber. Din păcate, ăsta este singurul antidot pe care noi îl putem să îl avem contra acestei pandemii. Mișcare și mâncare sănătoasă. De aceea îndemn pe toți, faceți mișcare și mâncați sănătos.